În episodul de astăzi de Minecraft, Andrei 2010 este babysitterul meu. Adică, efectiv, în episodul ăsta am fost un bebe și Andrei 2010 a avut grijă de mine. Și înainte să mă întrebați, băi, ce se întâmplă, credeți-mă, are sens. Așa că uitați-vă până la final pentru că a fost un videoclip foarte amuzant. Nu uitați să dați un like la acest videoclip, un subscribe, un clopoțel și nu uitați că pe data de 15 septembrie la ora 8, mărciul de toamnă se va lansa pe Iselan.ro. Așa că hai să trecem direct la videoclip. Ha, băi frate, ce foame mie și pizza asta de pe jos e expirată, gen, iu! Bro, cine a lăsat pizza expirată aici? Nu, no, nu, no, no, deci nu se poate așa ceva, așa ceva este inacceptabil. Deci nu se poate. Andrei, ce faci? Sal. Da, de fapt nici nu știu, nici nu știu de ce te-am întrebat. Logic că te uiți la pește, adică logic. Bun, ce s-a întâmplat? Nu mi-închide peștii? Ce faci aici? Ah, bine, doar voiam să mă plâng că mi-e foame. Efectiv mi-e atât de foame cât sunt puțin amețit. Bă, stai ușor, cazi pe aici. Păi da, chiar cad că mi-e foame. Ah, da, presupun că o să mă duc să-mi cumpăr ceva de mâncare. Te-ai lovit la capo? Hai cu mine. Păi, hai cu mine în bucătărie. Păi, ce bucătărie, mă? N-auzi că vreau să mă duc să-mi cumpăr o pizza. Mă duc să-mi cumpăr... Au! De ce dai? Nu? Cum că nu? Pizza nu e bună pentru tine. Pentru că conține euri. Bă, în primul rând nu conține euri, conține euri. Dar mă rog, asta e o altă discuție care probabil e mult prea avansată pentru nivelul tău de intelect. Și în primul rând, nu sunt un copil mic, așa că o să-mi gătesc singur ceva. Hai, lasă-mă în pace. Bun, hai să vedem unde-i tigaia. Aha, ce râs, mă? Nu ai nicio șansă? Mă, despre ce vorbești tu acolo? Nu e pentru copii? Dă-te! Bă, dă-te, mă, n-auzi, unde-i tigaia aia? Unde-i, mă, tigaia aia? Au, ce faci, mă? Bă! Ai grijă că te arzi, n-ai voie cu tigaie tu. Astea-s treburi de oameni mari? Păi, și eu sunt un om mare, eu sunt un om mai mare decât tine, da? Așa că, te rog frumos, lasă-mă să îmi gătesc, ok? Mulțumesc frumos. Ok, ia să vedem. Nu? Păi, dar ce tot faci tu, mă, așa pe babysitter-ul? Că nu-s bebe. Tu de-abia știi să ai grijă de viața ta și dai sfaturi la alții. Cum adică? Uite așa, pur și simplu. Eu astăzi îți gătesc, am grijă eu. Hai, dă-te că mi-e foame. Bă, Andrei, nu ești în stare să faci așa. Nu ești în stare să ai grijă de o persoană. Ba da, ba nu. Ba da, ba da, ba nu, ba nu, ba nu, ba nu. Ba da, ba nu, Andrei. Andrei, ce se întâmplă? De ce sunt bebe și de ce am scutec și suzetă? Unde suntem? Silent, astăzi o să-ți arăt că pot avea grijă de tine. Ce mă? Nu-ți face griji, bebe? Este tipul să-ți demonstrez că sunt un babysitter bun și râde? Bă, nu mai... Bă, ia știi ceva? Ia nu mai râde tu de mine, a? Bă, dar ce mic sunt. Păi și stai. Stai jos, bebe Silent. Bine, să nu te împiedici. Ok, bine. Bă, frate, de ce sunt bebe? Bă. Și tu o să ai grijă de mine? Ce, mă? Da? Nu, nu se poate așa ceva, e imposibil. Bă, frate, uite-te și tu. Bă, sunt mai mic decât ursulețul ăsta. Nu? Nu ieși din casă? Dar chiar, fără acordul meu? Bă, frate, eu chiar trebuie să ascult de Andrei tot episodul. Ce? Asta e un coșmar. Hai la masă, bebe Silent, că mi-e foame. La masă? Am făcut eu de mâncare, da. Ok. Wow, nu pot să cred, mâncăm pizza! Yay! Mamă, băi, haide, vreau mâncare! Silent? Ce? Dar nu e pentru tine pizza. Stai, cum adică? Asta e mâncare? Ce mâncare? De oameni mari? Păi, nu pentru bebei? Măi, bă, frate, dar vreau și eu! Cum adică? Păi și eu ce mănânc? Silent? Am și pentru tine ceva. Yes. Foarte gustos și sănătos. Yay, o să adori. Haide, vreau și eu. Mamă, poate e o pizza vegană sau o pizza cu legume. Uite. Un morcov. Ba, dar nu vreau morcov. Ia-ți morcovul de aici, lasă-mă în pace. Ia uite, mă, bebe Silent. Niciun bebe Silent, ia uite, mă. Dacă nu mănânci e la masă, nu te mai joci în curte. Oh, trebuie să mănânc și pe dipsi. Gata, mănânc. Yummy. Ce îmi place. Așa. Foarte bun. Să te văd cum îl mănânci. Gata, bravo. Yay. Andrei, gata, pot să mă joc în parc? Te rog.
Silent, joacă-te. Yay! Nu mai pe lângă mine. Da, ok, bine. Pot să mă duc să mă joc în... Eu citesc o carte. Ah, ok, foarte interesant. Chestii de oameni mari, presupune. Pot să mă duc să mă joc în nisip? Nu. Păi, da, e periculos. Ok, ca sunt microb, lasă nisipul. Pot să mă duc să mă joc în leagăn? Pot să mă duc să mă dau un leagăn? Pot? Nu? Păi, da, stai. Au mai căzut copii. Atunci pot să mă duc să mă dau în bărcuță? Nu, că nu pot să te cațeri. Ok, atunci pot să mă duc să mă dau pe topogan? Nu pot să noți? Păi, ce? Atunci pot să mă dau pe trampolină? Nu pot să noți. Bro, dar efectiv nici nu trebuie să not ca să mă dau. Ți-am mai zis odată? Bine că poți să te dai tu, gen. Da, foarte tare, ce pot să zic? Bă, frate, nu mai suport să fiu bebe. Ajutor! N-ai că o să mă dau un leagăn fără permisiunea ta. Na, ce o să-mi faci? Ce o să-mi faci? N-ai voie să pleci lângă mine? Ce, mă? Na, ia-o pe asta, ia-o pe asta dacă... Na, și știi ceva? Acum și fug de tine, bebe rău. Hai că bebe rău, să vezi tu, bebe rău. Că fii atent, acum mă dau și pe trampolină. Nu mai ai voie să te joci. S-o crezi tu? Eu te mă dau frumos și topogan. Bebe, da, s-o crezi tu? Eu te mă bag și nisip. Ia uite, mamă, dar în castelul. Mamă, chiar l-a dărmat. Ia uite, mă dau și cu skate. Bine, mă. Ia vezi cum mă dau. Bine. Na, mă, na, hai mai fă ceva. Și știi ce, mă dau și în bărcuță. Că ia uite, eu știu să mă dau în bărcuță. Ia. Bine, mă. Ia vezi aici. Cineva să mă prindă. Geronimo. Și am imerit direct pe skate. Mamă, bă. Hai, a nebunit, bebe. Ne auzim. Mamă. Dar nu vreau un pătuț. Silent, trebuie să stai în pătuț. De ce? E momentul, pentru că trebuie să dormi. Nu ai ascultat ce să-ți fac. Păi și te rog, fă ceva. Adică, scuze, na, îmi pare rău. Am fost bebe rău. Na, poftim. Trebuie să dormi. Dar nu vreau să dorm după amiaza. Ești pedepsit? What? Cum adică sunt pedepsit? Dar ce am făcut? Ai fost obraznic și n-ai ascultat de mine. Dacă nu te văd dormind, în 5 minute să vezi ce să fac. Oh, gata, bine, noapte bună. Sau mă rog, nu, noapte bună, că e după amiaza. Hai, somn ușor, mersi. Ok, bun. Acum că Andrei a plecat, ce ați spune să fac un plan să evadez de aici și să ies afară, fără ca el să știe? Ok, hai să vedem, ia. Hop! Ok, ușor. Hai să vedem cine e pe aici. O mici de fotbal! Bine, mă! Mamă! Wow, mamă, iau-to! Bine, mă, acum e a mea! Ok, hai să vedem ce mai avem pe aici. Ursuleț. Dar nu cred că e de pe aici să-l împung rău ăsta. Ok, skate. Da. Bine. Ok, mai avem alarma. Stați să opresc. Ok, cred că am oprit-o de tot, sincer. Ia să vedem, Andrei, ce face. Uite-l acolo! What? Uite-l cum... Ok. Stai, trebuie să mă bag înapoi. Cred că vine. Ok, nu, știi ceva, nu pot să fac asta, e prea riscant. De fapt, știi ceva? Uite-l. What, are un cart? Uite-te la el! Bă, frate! De unde are cartul ăla? Oh my god, uite-l! Mamă, what, l-a lăsat acolo? Yeah, hai că mă duc să-l iau! What, a intrat în casa aia? Ok, hai, repede, până nu-și dă seama, repede. Hai să iau cartul, bun. Oh my god, cum e! Mamă, cât de ta... fugi! Bă, aoleu, fugi, nu se poate! Pa! Oh my god! I-am făcut-o și pe asta, mamă, pe unde să merg pe aici? Silent! Bebe Silent! Hai că bebe Silent dacă e! O să te prind! Hai, ne auzim! Ei, cred că aș vrea să mă ascund în magazinul ăsta! Repede! Doamnă! Stați o secundă, nu e ceea ce pare! Deci sunt un bebe care, de fapt, nu e un bebe, pentru că eu sunt un băiat mare, dar m-am transformat în bebe pentru că un prieten de-al meu, Andrei 2010, vrea să pară că gen, practic... Hei, bebe, ce faci aici? Tatăl tău știe unde ești? Doamnă, mă ascultați? Ce încerc să vă explic e că eu nu sunt un bebeluș, doar pare că sunt bebeluș. Am un prieten nebun care vrea să îmi arate că el e un babysitter bun și trebuie să mă ascund de el. Ok, fă ce vrei. Yes, perfect. Bun, unde să mă ascund? Ăsta ar putea să-mi fie de folos. Asta e o secundă. Ok. Mamă, cât am magazinul. Ok, cred că aș putea să mă ascund foarte ușor. Uite, chiar aici. Cred că nu mă găsește absolut nimeni. Bebe Silent? Mamă, e aici. O să te găsesc. Unde-i, mă? Ia că vine. Uite-l. Oh my god. Bă, să nu mă vadă.
Bă, what? S-a pus în pat, mă, ce se întâmplă? Mă, what? Bă, dar chiar așa nu mă vede. Bă, unde ești? Aoleu, sunt prea bun. Bă, nu mă vede. Na. Uite-te și tu. What? A pus un ursuleț? Mă, ăsta-i cumva capcană? L-am luat eu. Ia uite-l. Ia. Unde ești? Te aud. Bă, chiar mă aude? Ok, cred că ar trebui să fug. Hai, ia căruțul ăsta. Andrei, pa! Ce, mă? Aoleu, prea tare. Mamă, bă, s-a enervat rău. Băi, fraților, de când nu mai am babysitter, am devenit băiat rău și sunt în skatepark cu cei mai răi băieți din oraș. Sunt aici, ia spune ceva. Oh, yeah, Pepe Silent, ești prea tare. Haide, amici, să vedem o schemă. Așa cum se face în cartier. Normal, haide să vă arăt aici. Mamă, uitați-vă ce scheme fac. Wow, bine. Mamă, ia vezi schema asta. Bine rău. Mamă, wow. Andrei? Silent! Oh, nu. Ce faci aici? Păi te stăteam și eu cu golanii. De când te caut? Păi am înconjurat tot orașul de 3 ori. E târziu? Nu e târziu. Nu ai mâncat? Ba da, nu te-ai culcat? Ce faci aici? O văd de viață, lasă-mă că eu nu-s bebe. Ce vrei de la mine? Silent. Au! Bă, nu! Lasă-mă! Vino înapoi și ai acasă. Dacă asta e singura variantă, presupun că aia o să accept înfrângerea. Scuză-mă, chiar e necesar să stai cu mine cât timp sunt la baie? Adică, știi tu, aș vrea și un spațiu privat. Silent, îmi cer scuze ca babysitter că te-am dezamăgit. Recunosc, am eșuat. Nu am fost cel mai bun babysitter. Mă, despre ce vorbești? Așa că am de gând să mă revanșez. Adică să te revanșez. Bro, sunt pe WC-ul, lasă-mă, ieși de aici și închide ușa după tine. Andrei, ce căutăm aici? Și ce? Toată asta? Am vorbit cu Dorel și am închiriat numai pentru noi doi? Tot acest karting? What? Dorel? Da, Bebe Silent, special pentru tine este acest circuit. Mă, ce se întâmplă? Sunt confuz. Meriți? Hai să te dai în card. Ok, presupun. Dacă alegeți, da, l-am ales pe ăsta. Mașina preferată. Asta este mașina mea preferată. Bă, wow, chiar nu știam că sunt atât de apreciat. Ok, păi și hai să-i dăm. 3, 2, 1 și... Mamă, bă, băiatule, mamă, nu pot să cred ce experiență. Mamă, cea mai tare experiență ca bebeluș, kartingul ăsta. Mă rog, o să cam câștig, dar asta nu cred că e o problemă. Pentru că a câștigat, yay. Ha, te-am lăsat. Ce, mă, ce, să câștigi bebe? Bă, firai tu să fii. Unde suntem? Am venit aici să-ți luăm o jucărie. Bruta, la magazinul de jucării, dar tot ce văd sunt doar ursuleți de pe aici, să le împug rogen. Efectiv peste tot. Adică, stai o secundă, tu vrei să-mi spui că mi-ai cumpărat tot magazinul? E colecția de septembrie, da? Am cumpărat tot magazinul doar pentru tine? Nu se poate. De acum fac tot ce spui? Nu se poate. Mamă, e cea mai tare zi. Oh my god. Stai o secundă. Ai zis cumva că faci tot, efectiv tot ce spun? Da? Ok. Andrei, uită-te puțin la mine. Atunci... Vreau două mașini de lux. Dar astea sunt gen mașini pat, adică astea sunt pătuțuri, nu mașini reale. Eu vreau mașini reale. Băi, ce, ești copil? Astea sunt bune pentru tine. Am dat o groază pe ele. Hai mă că-s mișto. Da, ce tari sunt. Ia uite-l cum stă. Ia uite-l cum stă omul meu, un pătuțul meu. Ia mai stai mă acolo să te filmez. Până și mie îmi plac. Doamne, uitați-vă și voi. Mamă, Andrei, bă, dar te faci cam confortabil, gen. Te ești puțin cam prea confortabil. Bă, alo. Mă, sta, doarme? Păi, uitați-vă la el. Uitați-vă cum îi se duce capul jos. A dormit!
Ah, ce bătrân! A dormit! Ok, bun, pe și acum cât timp a dormit, oameni buni, ce ați spune să-i fac o farsă? Ha, ce farsă să-i fac? Ha, ok, ia stați așa. Mamă, dacă asta stai cam goală. A, gata, știu, o să mă bag în gunoiul ăsta și efectiv nu o să mă mai găsesc niciodată. Wow, ok, hai să vedem. Boing! Ok, bun, acum nu o să mă mai vadă niciodată aici. Ale, și nu o să înțeleagă unde sunt. Ei bine, ce nu știți voi este că eu am pus o cameră de supraveghere care să-l urmărească pe Andrei în permanență. Și hai să vedem ce face el când vede că nu sunt aici. Ia să vedem. Dar trebuie să așteptăm să se trezească, frate. Ia, ia că mișcă, mișcă. Oh my god, what? Ia, 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 hai să vedem când realizează că nu sunt aici. Ia, 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 e și noapte afară. Ia, hai să vedem. Ce mi-e sete. Mamă, mă doare spatele. Ok, ia să vedem. Ok, mamă, dar nici bucătărie n-are casa asta. Bă, lipsește ceva. Doamne, omul de-abia acum realizează. Nici n-a realizat, efectiv. Lipsește ceva, nici nu realizează că eu lipsesc, efectiv. Uite-te și tu la el. Ia. Bă, a dispărut bebele. Ha, ha, săracul acum a realizat. Între timp eu sunt în gunoi, efectiv. O, nu, ce mă fac? Ajutor! Săracul, frate, uite-te și tu. Na, că a zis el că e babysitter bun și m-a pierdut, efectiv. Bă, dacă a căzut pe aici, dacă a căzut de aici, ajutor. Mamă, 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 săracul. Bă, bă, ce facem? Bă, 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 doamne, nebun, săracul. Băi, Andrei încă mă caută. Eu stau liniștit la pești. Chiar sunt curios cât o să aibă, cât timp. Băi, frate, ce zi obositoare. What? Ce? Nu mai suport să fiu babysitter? Oh, oh, mamă, 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 ia să vedem ce părere o să aibă că mă găsești pe canapea. Ia, 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 hai să vedem. Băi, frate, nu mai pot. Băi, bea, a țipat în continuu. Nu mai sunt în stare de nimic. Ok, ia, ia, hai să vedem, ia să vedem. Ok, bă, dar nu mă vede, mă. Ia, ia. Silent? Ce faci aici? Păi și aici am stat toată ziua, așteptam să mă găsești, gen. Ce, bă? Bă, Andrei, trebuie să cădem în comun acord și trebuie să recunoști că nu ești un babysitter bun deloc. Recunoaște. Recunosc, dar... Bă, 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 dar ce vin am eu? Ok, deci renunți, gata, nu mai ești babysitter? Da, am renunțat. Ok, să nu mai aud. Bine. De babysitter niciodată. Bă, prea funny. Ok, acum o să mă duc să mănânc o pizza ca să celebrez faptul că am avut dreptate, pentru că, într-adevăr, nu a fost deloc un babysitter bun. Merit, frate, o pizza. Ce zici, mă, Lucas? Băi, dă-mi și mie o pizza că astăzi am avut o super zi. Băi, am demonstrat lui Andrei că nu e babysitter bun. Bă, mă, tot contraziceam cu el în prima parte a zilei. Vreau și o pizza mare, apropo, și... De ce te uiți așa la mine, Lucas? Ok, te servez, nu e problemă, dar am și eu o mică întrebare. De ce ești în scutec? Stai, cum adică sunt în scutec? Despre ce vor? Da, cred că am uitat să-mi schimb hainele.